Chișinău, strada Bucovinei, înspre Megapolis Mall, pe lângă Chișinău Arena, în care s-au băgat milioane, total inutil, și încă o să mai bage. Dar drumul arată într-un hal fără de hal, construit de sovietici și nereparat de anticomuniștii de după ei. Ia uitați-vă ce ape murdare, cu uleiuri, cu carburanțe în ele. Unul chiar a rămas fără plăcuța de matriculare cu numere italiene. Deci nu numai pe Albișoara sunt inundații și pericole, dar ia uitați-vă și la Râșcani înspre Ciocana. Acolo castelul acela cred că e deja la Ciocana. Dar aici până la Rompetrol e sectorul Râșcani. Canal navigabil. Dacă Albișoara e canal grande, ăsta e un canal secundar. Și cred că fiecare care trece pe aici îl descântă pe primar. Sau pe toți îi pomenește. Și pe ce ban, și pe chertoacă, și pe urechean. N-ați vrut să-l votați pe Brega? Acum culegeți roade. Da, parcă-i la Veneția, zice cineva. Da. Claxonează, dar uite la drum. Ca să nu faci aici buba la motor. A? E pericol, nu? Să bagă mașina până la glande, vorba unui maestru de la guvernare. Am grijă cu bicla, nu prea merg prin astfel de băltoace, o să evit. Mă duc pe aici, pe strada unui academician. Pe aici, dacă te bagi, într-adevăr, poți să iei o groapă, poți să iei niște gratii, poți să iei o piatră cu bicla. Cred că am pățit odată și am căzut în cap. Ajunge. Sper să vadă și ce bani care mui la Viena. Să uită la valurile Dunării. Da, acasă Iacașii. Jele mare, bă, Ioane. Băi, Ivane, pierde partidul tău de în rating pentru așa ceva, a? Ai avut 2 ani să faci treabă, dar tu ai tăiat frunză la câini. Ai investit în fontane luminoase și în parcuri betonate când iau care era prioritatea. Ivan Ceban. Privet blocului vostru comunist-socialist de milionari și impostori și demagogi. Să mai ajungeți la guvernare când ați vă votez eu.
tirui mai ușor, că e înălțat. Dar mașinile astea la altă ezită. Știm să nu inunde motorul. Aici unul deja au rămas fără piese prețioase. Hai, curaj! Pășeți-vă cruce, ori steluță și înainte. Când ați votat verzi, s-ar putea să nu mai fiți inundați. Părerea mea. Părerea mea și altor specialiști. V-am pupat. Am ajuns acasă. După ce am pedalat mai mult de 100 de kilometri de la cealaltă casă, de la mama, de la Pepeni. Îți pornit de dimineață și ia câte 107 kilometri. Câte nu faci pentru sănătate și pentru partidul drag cu care candidez. Sunt al doilea pe lista verzilor. Dacă mă vreți în Parlament, votați Răsărita, Floarea Soarelui. Dați-ne o șansă. Înnoiți viața politică. Mai schimbați-i pe ăștia. Banii care trebuiau să se bage în drumul ăsta, acum stă prin vilele lor, cred că, prin mașinile lor bengoase. La partid, pentru campanie electorală, nu? N-ați auzit din bani publici să financeze campanii electorale? Tot felul de scheme și șmecherii. Eu am auzit. Dar noi facem campanie cu bicicleta. A? În cine aveți mai multă încredere? Am vărsat niște apă, mă scuzați! Am inundat aici, îmi pare rău. Candidez la Parlament, votați verzi ecologiști. Verzi ecologiști votați. Candidez la Parlament. De la Brânzeni sunteți? Da, eu am trecut azi pe lângă Brânzeni, vin de la Pepeni, amu. Da, pșe, că m-a plouat numai din codri încoașe, la Pepeni nu ploua. Noroc, numai bine. Aveți grijă aici. Omul cu numere de Latvia. Sau de Lituania. L-T. Da, Lituania, L-V. Letonia. Hai, va ajunge atâta strașelcă, mergeți la culcare, pregătiți-vă de alegeri, duminică, buletinul în dinți și la vot.